Cuvântul care voi veni în fața dumneavoastră în această seară este din Psalmul 119, versetul 104. Psalmul 119, versetul 104, unde cuvântul spune în felul următor. Prin poruncile tale mă fac mai priceput, de aceea urăsc orice cale a minciunii. Amin. Mesajul cu care voi veni în fața dumneavoastră se intitulează Convingeri sfinte. Observați ce spune aici acest om al lui Dumnezeu, acest psalmist. Poruncile tale mă fac mai priceput decât cei care nu cunosc poruncile Domnului, cuvântul Domnului. Nu este vorba numai de cele 10 porunci. Când vorbește Biblia de porunci, se referă la legea lui Dumnezeu în totalitate. De aceea spune el aici, urăsc orice cale a minciunii. Este un om cu convingeri. Și un om al lui Dumnezeu, și astăzi trebuie să fie un om cu convingeri. De aceea voi vorbi despre convingeri sfinte. Și ne vom uita din trei perspective distincte la ceea ce trebuie să fie o convingere sfântă. În primul și în primul rând, cauza convingerilor sfinte. De ce sunt oameni care au convingeri sfinte? Adică care vor să facă ce este bine, să feresc de păcat. Care este cauza convingerilor oamenilor, de fapt? Sunt mai multe cauze. Unii au convingerile lor datorită tradițiilor cu care au crescut. Nu observați în lumea noastră cât este de evident acest fapt? Acești oameni teroriști, musulmani, aceasta este convingerea lor, că dacă cineva nu gândește ca și ei, trebuiește omorât, trebuiește decapitat. Sigur că este o convingere proastă, convingere păcătoasă, dar adevărul este acesta. Tradițiile cu care am crescut ne motivează să avem convingerile care le avem. Uitați-vă dumneavoastră în biserică, cel puțin aici în emigrație. În emigrație se vede cel mai bine. Deseori se aude această vorbă într-o biserică din emigrație. La noi la Moldova nu a fost așa. La noi la Cluj nu e așa. La noi la Bistrița e altfel. La noi în Arad nu e așa. La noi la Timișoara, de acolo se bate ceasul. La noi la București, de unde se dă ora exactă, n-a fost așa. În emigrație se vede cel mai bine pentru că venim cu tradițiile cu care am crescut. Și aceste tradiții influențează convingerile pe care le avem. Apoi, pe lângă tradiții, este cultura în care am crescut. Cultura ne influențează. Dacă am trăit în Alaska, am avea o cultură de Alaska, altă influență. Dacă am trăit în Africa, observați, este o cultură de Africa, de tradiții africane. Acolo, pentru că este sărăcie, pentru că sunt lipsuri, a avea o mâncare pe zi este un lux în multe locuri, în multe ținuturi. Să te schimbi de două ori pe zi de haine, asta este de domeniul științifico-fantasticului. Să mergi încălțat la biserică este un mare lux. Pentru că așa este și tradiția locului, așa este și cultura locului, este mai sărăcăcioasă. Cultura ne influențează. Partea dificilă este că de multe ori noi socotim cultura credință. Și este nedrept să facem lucrul acesta. Apoi, un alt lucru care influențează convingerile noastre sunt opiniile semenilor. Ne uităm în jur și sunt oameni care au putere de convingere. De exemplu, avem un președinte care este foarte bun orator aici în Statele Unite. Este foarte bun orator, dar vorbește mult și nu spune nimic. Însă, lumea este entuziasmată de
discursurile lui, pentru că este bun orator. Și atunci, opiniile care le aruncă în discursurile lui devin populare cu mulți, pentru că opiniile semenilor ne influențează. Da, dar adeseori auzim această vorbă printre credincios. Păi, Gog a spus lucrul ăsta. Cutare a spus lucrul ăsta. L-am auzit de la acest om al lui Dumnezeu. L-am auzit pe YouTube, l-am auzit pe internet. Ce cauzează convingerile noastre pe lângă tradiție, pe lângă cultură, pe lângă opinii? Ignoranța. Sunt oameni ignoranți. Le place să nu cunoască, să trăiască în ignoranță. Și în ignoranța în care trăiesc, cu aia se duc înainte. Și aia cauzează și determină faptele lor, vorbirea lor, atitudinea lor, trăirea lor. Nu vor să știe. Nu vor să cunoască mai mult. Și încă au și mândria aceasta că sunt oameni simpli și Dumnezeu locuiește cu oamenii simpli. Deci ridică ignoranța din nou la rang de virtute creștină. Însă, în pasajul pe care l-am citit, ceea ce face convingerile sfinte să fie adevărate convingeri este cuvântul lui Dumnezeu. Deci nu tradiții, nu cultură, nu obiceiuri, nu opinii, nu ignoranță, cuvântul. Prin poruncele tale mă fac mai priceput, de aceea urăsc orice cale a minciunii. Asta este cauza trăirii acestui om, convingerile lui. Dacă nu cunoaștem cuvântul Domnului, avem convingeri slabe. Atunci ne compromitem, cedăm repede la integritatea noastră, pierdem repede integritatea noastră, ne compromitem cu lumea din jurul nostru. Pentru că nu ne întoarcem la cuvânt. Însă când acest cuvânt al lui Dumnezeu locuiește cu adevărat în inima noastră, atunci când cel rău ne întinde fructul oprit, spunem nu. Dumnezeul meu a spus nu, așa cum a zis Iosif către soția lui Potifar. Stăpânul meu m-a pus stăpân în casa aceasta peste toate lucrurile, afară de tine. Tu ești soția lui. Păi nu te vede nimeni, suntem numai noi doi. Da, dar mă vede Dumnezeu. Cum aș putea să fac lucrul acesta, păcatul acesta, înaintea lui Dumnezeu, spune el. Asta înseamnă că are convingeri sfinte. În inima lui, în inima lui Iosif, era prezența lui Dumnezeu. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă vrem să trăim o viață sfântă, trebuie să avem convingeri sfinte. Și aceste convingeri sfinte nu se fac pe tradițiile din care venim, cu care am crescut. Uneori sunt bune și tradițiile, nu spun că toate sunt rele. De exemplu, în Sfânta Scriptură se spune despre Domnul nostru Iisus Hristos, zice, după obiceiul lui, în ziua de sabat, după obiceiul lui, după tradiția lui, a intrat în sinagogă. S-a dus să se roage, s-a dus să citească cuvântul Domnului. Asta este un obicei sfânt, o tradiție sfântă, este bună. Dar sunt oameni care după obiceiul lor, ei nu vin duminica la biserică că se odihnesc. Știți dumneavoastră că sunt două feluri de oameni. Unii care fac tot ce trebuiește, iar alții care noaptea dorm și ziua se odihnesc. După obiceiul lui, în zi de sabat, a intrat în sinagogă. După obiceiul lui, se ducea în munți să se roage. Acestea sunt lucruri bune, însă multe tradiții de ale noastre sunt numai tradiții populare, nu sunt lucruri care să ne ajute să creștem spiritual. Deci cauza convingerilor noastre trebuie să fie cuvântul Domnului. În al doilea rând, caracterul convingerilor noastre. Cum trebuie să arate convingerile noastre? În acest verset 104 din Psalmul 119, caracterul convingerilor noastre este unul întreit. Ia uitați-vă! Primul este convingere puternică, spune cuvântul Domnului, de aceea urăsc. E, ca să urăști, trebuie să ai convingere puternică. Sigur, urăște calea minciunii aici. Urăsc compromisul. Urăsc lepădarea de credință. Urăsc să calc în picioare cuvântul Domnului. Urăsc să trăiesc în neorânduială. Urăsc indisciplina.
Deci convingerile noastre, caracterul trebuie să fie unul puternic, convingeri puternice. Când ajungem să urâm răul, așa cum spune în altă parte în psalm, urâți răul voi cei iubiți de Domnul. Deci este o ură sfântă. Este o ură sfântă. Când urăști răul, aceasta este ură sfântă. Când urăști minciuna, aceasta este ură sfântă. Când urăști necredința, aceasta este ură sfântă. Convingerile noastre trebuie să fie convingeri puternice. Al doilea aspect al convingerilor trebuie să fie sfinte cu adevărat. Spune, orice cale a minciunii. Dacă urăște minciune, însemnează că iubește sfințenia. Iubește sfințenia. Deci, caracterul convingerilor noastre să fie puternic și convingerile noastre trebuie să fie sfinte și apoi este a treia dimensiune, convingerile noastre trebuie să fie definitive. Uitați cum spune și cuvântul Domnului, urăsc orice cale, nu anumite lucruri, pentru că nouă ne place să alegem anumite lucruri, asta îmi place, asta nu îmi place. Nu este așa? Nu este așa, frați și surori? Facem ce ne place. Și din Scriptură. Asta este necazul. Asta este pierderea noastră. Fraților, trebuie să ne pocăim. Da, frate. Dar începeți cu altul. Fraților, vreți să facă Dumnezeu minuni între noi? Da! Bun, haideți să aducem zecioala la casa Domnului. Asta s-o aduci tu. Vedeți? Însă convingerile noastre trebuie să fie convingeri definitive. Orice! Orice! Cale a minciunii urâtă și orice cale a adevărului împlinită, trăită. Atunci lucrurile se schimbă, viața noastră se schimbă, direcția noastră se schimbă, familiile se schimbă, biserica se schimbă, societatea aceasta se schimbă. Nu avem nevoie de lideri care să urască orice cale a minciunii și a compromisului? Avem nevoie. Dar întâi trebuie să fie oamenii aceștia în biserica lui Dumnezeu, pentru că aceasta este biserica celor sfinți. De aceea trebuie să urâm bârfa, să urâm cearta, să urâm nemulțumirea, să urâm datul din coate, să urâm ura, dar să iubim cuvântul Domnului. Da, să urâm ura, ura aceea rea. Cauza convingerilor, caracterul convingerilor și apoi, în al treilea rând și ultimul rând, construcția și conținutul convingerilor noastre. Cum spuneam la început, convingerile noastre trebuie să fie construite pe cuvântul lui Dumnezeu. Poruncile tale mă înțelepțesc, mă fac mai priceput. Ce mare pierdere este să nu cunoști cuvântul Domnului. Câți nu și-au pierdut pacea, nu și-au chinuit conștiința apoi de acolo încolo, prin compromisul lor, prin uitarea cuvântului Dumnezeu, prin călcarea în picioare a legii lui Dumnezeu. Însă, cum am auzit astăzi, la îndemnul pe care fratele Arpi l-a adus din Tit, cuvântul Domnului spune, și vreau să subliniez din nou pentru tot poporul acest lucru, El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege. Din orice fără de lege. Mulțumim Domnului că ne iartă de orice păcat. Nu este niciun păcat peste puterea Lui. Sigur, noi trebuie să-L părăsim și să trăim o viață sfântă. Construcția și conținutul convingerilor noastre trebuie să fie pe cuvântul lui Dumnezeu, pe legea morală a lui Dumnezeu. Și, nu în ultimă instanță, de fapt cea mai mare, pe pilda personală a Domnului Iisus Hristos. În Efeseni, capitolul 5, cu versetul 1, cuvântul Domnului spune, urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți, iar pilda lui Dumnezeu este Iisus Hristos. În toate lucrurile le-a dat pildă de ascultare, pildă de rugăciune, pildă de umblare în cuvânt, de aceea când cel rău venea la Domnul Iisus Hristos, când a venit și l-a ispitit, ce a făcut Iisus Hristos?
Ce i-a adus aminte diavolului? Este scris. Ia citește și tu și vezi. Este scris. Este scris. Cauza convingerilor noastre trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu. Este scris să trăim sfinți. Este scris să urâm minciuna. Este scris să iubim toată legea lui Dumnezeu. Este scris. De aceea, să nu trecem peste ce este scris, fraților, ci să fim oameni a căror convingeri să fie sfinte și în convingerile noastre să nu lipsească ura, dar ura răului. Urâți răul, voi cei ce iubiți pe Domnul. Și aici în cuvântul Domnului spuneți, urăți orice cale a minciunii. Și mânia poate să fie sfântă. Aduceți-vă aminte de Domnul Iisus Hristos când a văzut câtă necredință este în contemporanea lui, spune, și-a rotit privirile cu mânie. Este o mânie care înseamnă amărăciune, o mânie a dezamăgire. După atâția ani de pocăință, după atâția ani de umblare cu Dumnezeu, după atâția ani de ascultare a cuvântului Scripturii, să fim tot așa de piperniciți, așa cum am auzit. După ce a fost o biserică păstorită de Apostolul Pavel, n-a fost păstorită de oricine. Corintenii să meargă beți la biserică, să certe în biserică și să trăiască în păcate care nici între păgân nu se aud. De ce? Au socotit ca un lucru de apucat, ca ceva care li se cuvine. La noi trebuie să fie toate bune. La noi trebuie să fie predica bună, trebuie să fie worship-ul bun, trebuie să fie rugăciunea bună, trebuie să fie toate bune. Dar dacă-s bune, ne influențează, ne transformă, ne schimbă. Cuvântul ne este dat ca să ne schimbe, să ne transforme și să ne sfințească. Așa cum spune Iisus Hristos și vă chem la rugăciune. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Amin?